Sfârșit de octombrie este despre toamna de aur. Instituția publică, Liceul Teoretic Liviu Rebreanu din Chișinău, cu acest prilej, a celebrat și cei 55 de ani de activitate. Suntem o instituție pentru elevi, unde demonstrăm cu siguranță că elevii noștri sunt cei mai buni absolvenți și pot să încadreze foarte ușor în viața de zi cu zi. M-aș lăuda și aș spune că liceul nostru anul ăsta are 3 absolvenți cu 10 pe linie, pe republică. Deci putem și suntem o forță împreună. Împreună cu cadre didactice, împreună cu echipa managerială, părinții, elevii, toți împreună formăm acea forță care putem să mișcăm liceul și această comunitate să fie una de anvergură pentru societatea noastră. Se întâmplă că am organizat împreună cu părinții, elevii, un târg cu un scop de a încerca să revedem ce mai facem la noi în instituție. Grada e mișină, într-adevăr, de mulți elevi, mulți îmbrăcați în haine naționale, fiindcă avem clase cu profil coregrafic, avem clase cu profil și arte plastică. Și încercăm să motivăm și să valorificăm acei 55 de ani de activitate, să arătăm tot ce este mai bun și ce este al nostru. Participăm anul acesta la un eveniment foarte frumos. Clasa 1-a suntem, pentru noi este un început binevenit. Aniversarea 55 de ani de Gospodăriei Țărănească, ceea ce ține de sărbătorile Liceului Teoretic Liviu Rebreanu. Și părinții au organizat un târg de caritate cu produse și cu mânuielele care le-au făcut copiii noștri singuri acasă. Și de asemenea expoziția cu roadele toamnei. Copiii sunt plini de energie și fascinați de momentul foarte frumos organizat pentru ei, în primul rând. Și asta este o tradiție care noi vrem să o transmitem din neam în neam copiilor noștri, cum noi facem pentru ei, la rândul lor, ei fac pentru noi. Mai departe și pentru copiilor. Ziceți-mi, vă rog, ce se întâmplă astăzi aici, ce faceți, cum sunteți și cu cine încep? Cu tine. Școala noastră împlinește 55 de ani. Așa, bine. Voi ce ați pregătit astăzi? Am pregătit azi un cadou școlii. Așa, ce cadou? Dansuri frumoase și târguri pentru oameni. Târguri pentru oameni. Aici avem și băieți pe care vreau să-i întreb și pe ei. Cum vă simțiți? Cum sunteți? Ce dispoziție aveți? Tot super. Vreau să știu. Tot e super? Da. Plin de energie. Plin de energie. Uite, cât timp ați pregătit pentru această zi? O săptămână. Da, o săptămână? Da. Zi de zi? Zi de zi. Și acum eu tare mult îmi doresc să vorbesc cu profesoara mea de geografie, cu doamna Tatiana Baciu, cea care mi-a făcut lecțiile mele de geografie mai frumoase, mai colorate, mai interesante. Și să-i mulțumesc în primul rând pentru asta. Cum sunteți astăzi? Cu ce emoții? Ce ați pregătit? Ce se întâmplă de fapt? Faptul că este ultima zi a lunii octombrie, faptul că suntem în mijloc de toamnă, sărbătorim toamna de aur, dar cel mai important este avem că instituția noastră, IPLT Liviu Rebreanu, împlinește 55 de ani și îi doresc multe prosperitate în continuare, un la mulți ani și la 150, și la 155 și la 200. Mă mândresc de discipulii mei foarte mult și le doresc multă sănătate, să se realizeze în plan profesional, să aibă curaj tot timpul în toate. Am pregătit târg însă și am pregătit niște produse de casă, prăjituri, biscuiți cu așa niște ghicitori, cum să zicem, da. Pe lângă asta, niște plăcințele de casă, turte, rulade de genul. Și acum întrebarea, cine a pregătit asta? Însă, da, mai mult fetele, băieții au fost pe partea mai grea.
aducem totul, aranjăm. Deci ați ajutat fetele. Desigur. Să vă zic, e atmosfera aici, e foarte frumos, e foarte plăcut. Familia Liviu Rebreanu marchează astăzi un jubileu fantastic de 55 de ani. Suntem încântați, suntem nespus de bucuroși, iar acest târg de toamnă, un târg de toamnă de aur, ar fi unul dintre cele mai frumoase evenimente care ar putea marca sfârșitul unui mic semestru și un început de vacanță pentru copii. Am copt până târziu, era o atmosferă extraordinar de încinsă, erau emoționați să facă față. Anul acesta vedem aici, la Toamna de Aur, toate bunurile posibile, copiii sunt foarte serioși și îmi pare bine că am văzut la o clasă chiar se vindeau cărți. Pentru mine, ca profesor de limba și literatura română, este foarte, foarte plăcut.